În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Învățătorule, ai milă de fiul meu, căci este rău chinuit de un diavol și pătimește mult și de multe ori îl aruncă în apă și de alte ori în foc. Iubiți credincioși, iată-ne în fața unui caz deosebit, unui caz în care, ca o excepție care întărește regula, la Mântuitorul vine un tată cu fiul lui de mână. Nu mi-aduc aminte, zău așa, să fi văzut pe la ședințele cu părinții vreun tată. Pentru că eu însumi, pentru fetele mele, am fost de vreo două ori. Nu era cazul să mă duc, dar vă spun și din casă. Vă să zic, atunci când un copil are o problemă, în mintea noastră deja se înrădăcinează tradiția conform căreia mama are grija lui. Tatăl n-are timp sau se ocupă cu altele, n-are răbdarea necesară și suficientă. E, aici nu mi se spune de ce era vorba de tată, ci nu de mamă. Nu ni se spune dacă acel copil avea mamă, nu ni se spune unde era ea. Nu ni se spune decât atât, că tatăl nu era un oarecare, era un insistent, în sensul bun al cuvântului, pentru că aflăm de la Sfântul Evanghelist Matei că tatăl acela îi spune chiar Mântuitorului: și l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l scoată. Adică nu era la prima înfățișare. Mai fusese pe unde auzise el că se poate face ceva, înseamnă că era un tată responsabil și mai mult era un tată care chiar își dorea ca fiul său să se facă bine. Ca să vă introduc așa într-o atmosferă de vară, pot să vă spun că, apropo de faptul că acest tată chiar își dorea, se spune că odată erau trei cerșetori la poarta cimitirului, un șchiop, un chior și un cocoșat. Și nu după multe zile vine șchiopul mergând și alergând de ți era lumea mai dragă. Și l-au oprit ăștia la doi: ce faci, mă, cum ai făcut? Măi, să știi că nu e mare lucru. Aici, în cimitir, se fac multe minuni. Am venit într-o noapte, pe la 12 noaptea, și m-am apropiat și am intrat în curtea cimitirului și am simțit așa că vine o umbră la mine și m-a atins pe spate și gata. Ia uite cum merg acum. Alerg. Bineînțeles că s-au dus toți noaptea în cimitir, și-a venit umbra, s-a atins de chior, i-a venit vederea, când se apropie de cocoșat, ăsta imediat s-a dat înapoi, ce, nu te atingi de cocoașa mea, că pentru asta iau ajutor social. E, aici vreau să vă spun că acel tată era un tată responsabil, adică omul chiar vroia să își facă fiul sănătos. Pentru că mai sunt și multe alte exemple de oameni care se bucură, să știți, și trebuie să vă spun, de necazul unuia dintre ei, pentru că le cresc veniturile. Și nu e nicio glumă și nu e nici de râs, este de plâns și mai ales de deplâns situația în care am ajuns. Dar să revenim la ale noastre. Dar fiind faptul că avem așadar o excepție care întărește regula, că era tată, că mai vroia chiar cu sinceritate să își vindece fiul și că insistase pe la ucenici, iată-ne în fața unei situații. Putem să tratăm de la depărtarea de 2000 de ani de caz ceea ce s-a întâmplat cu acest tată ca pe o parabolă. Hai să tratăm ca pe o parabolă. Pentru că este vorba, după părerea noastră, chiar despre noi înșine.
dacă Dimitrie Cantemir scria pe la 1700 Gâlceava înțeleptului cu lumea, eu am să poposesc asupra unui alt înțelept. Gâlceava omului cu el însuși. Și anume, să spunem că fiul ținut de mână era propriul suflet. Propriul suflet care de multe ori se înfierbânta și de multe ori se răcorea. Propriul suflet cu care omul acesta avea gâlceavă aproape în fiecare zi. Ori era prea înfierbântat și gândea împotriva celorlalți, vrând să instaureze un soi de dreptate, ori rămânea rece și nu-l mai interesa nimic. În acest balans, în această gâlceavă, ne găsim fiecare dintre noi. Și atunci, haideți să facem puțină pace. Atunci când aflăm despre ceea ce vrea Dumnezeu de la noi prin împlinirea poruncilor, în primul rând, ni se spune că să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru, iar pe aproapele nostru, ca pe noi înșine. Am mai spus și altădată, este vorba de metrul etalon. Metrul etalon, cunoașteți foarte bine, este acela care se ține în vitrină la Viena și toți se raportează la el. Ei bine, să știți că în fiecare dintre noi există acel metru de aur cu care îi măsurăm pe ceilalți. Dacă ceilalți au cam aceleași vicii cu noi, bineînțeles că viciile acelea nu le băgăm în seamă. Uitați-vă la un fumător care o să spună, ei, și ce dacă fumează și ăsta? Dar uitați-vă la unul pe care îl încurcă fumul și o să spună, cel mai nenorocit păcat este fumatul. Uitați-vă la niște cheflii care o să spună, domnule, dar n-am dat prea tare boxa, aveți de treabă. Și să vină încă 2-3 așa care se uită într-o rână așa și cu ochii închiși jumătate și cu unul închis de tot și o să spună, nu, domnule, e foarte, foarte încet, foarte încet, poate să o dea mai tare. Ei, vedeți, asta înseamnă să avem un metru etalon corect. Pentru că nu putem să-i evaluăm pe ceilalți altfel decât pe noi înșine. Și dacă ne urâm pe noi înșine, atunci cum o să putem să iubim pe ceilalți? Cu ce măsură putem să iubim pe ceilalți? Cu măsura urii cu care ne desconsiderăm pe noi? Pentru că veți spune, da, eu mă iubesc pe mine. Nu ne iubim suficient. Pentru că dacă ne-am iubit suficient, acum nu narcisist, Doamne ferește, dacă ne-am iubit suficient, am avea mai multă grijă de noi, n-am uitat niciodată că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt, n-am uitat niciodată că avem și datorii față de trupul nostru și așa cum ziceau părinții noștri prin perioada interbelică, ne-am arătat la doctor mai des, în sensul bun al cuvântului, iarăși nu vorbim despre cazurile de oameni care se caută atunci când n-au ce să mai caute, dar să revenim puțin la narcisist. Și narcisismul ăsta trebuie să-l vedem cumva. Atunci când a murit Narcis, s-a adunat toată natura. Râul în care se spăla pe față Narcis și toată iarba și toată frumusețea aceasta de munte în care își desfășura el activitatea, au început să-l deplângă. Și la un moment dat spuneau florile râului, ce ne pare rău de Narcis, ce bărbat frumos era. La care râul s-a oprit puțin din curgere și a spus, dar voi pentru asta îl văietați acum? Eu îl văiet pentru altceva. În ochii lui albaștri îmi vedeam frumusețea apelor mele. Iubiți credincioși, trebuie să fim foarte atenți, că vă promit că nu o să vă las să trageți într-o parte sau într-alta a corabiei. Pentru că trebuie să fim foarte, foarte atenți cu metrul acesta etalon. Nici să-l avem mai lung decât cel din vitrina de la Viena. Vă rog frumos, nu, de la Veneția, iertați-mă. Nici prea scurt, pentru că chiar dacă o să am cârcotaș care o să spună că v-am mai spus și altă dată, când am fost o prima dată la Dubai și ultima dată, până acum, am vrut să am amintire de acolo o reverendă cu un material adevărat.
Și m-am dus și am cumpărat, după ce m-am învârtit foarte mult, că erau materiale foarte scumpe, dar mi-a și plăcut să-mi aduc aminte când îmbrac reverenda aceea de înălțimea pe care este zidit Dubaiul. Zi și făcut, dar cum am eu o damblă să îmi iau pentru două, nu pentru una, mi-am luat, măsurat acolo, 3,20 mulțit cu 2, 6,40 m, și am venit acasă. Le-am dat croitorului. Croitorul deja mă știa de foarte multă vreme, n-am mai vrut să le mai măsoare, gata, părinte, atâta e, gata. Și să știți că de-abia mi-a ieșit două reverendă, pentru că metrul lor etalon era iardul. Iardul și la lungime, iardul și la lățime, că era el dublu lat, dar dublu în iarzi, care înseamnă 0,90, deci mă cam amăgisem eu că pot să-mi fac două reverende. E, cam asta înseamnă metrul etalon. Dacă ne uităm la cineva și îl credităm mai mult decât poate el să răspundă, înseamnă că deja l-am evaluat greșit. Asta este gâlceava omului cu el însuși. Din gâlceavă trebuie să iasă lucruri bune, lucruri care să le punem întâi cap la cap, la noi în minte, și apoi să le scoatem în față. Și să vedem de unde pornește gâlceava, pentru că de fapt gâlceava nu ar trebui să existe. Un om care se ceartă cu el însuși, vă imaginați cât se ceartă cu ceilalți, nu o să mai încapă nimic în mintea lui, atâta vreme cât el însuși nu este împăcat. Dar cum se poate împăca omul cu el însuși? În primul rând, să se gândească la următorul lucru. Nu cumva certându-mă, nu mai am nevoie de dușmani, îmi sunt eu propriul dușman, și așa este. Cunosc foarte mulți oameni care nu mai au nevoie de dușmani pentru că ei se dușmănesc așa de tare încât nimic din ceea ce își propun până seara nu pot face, pentru că deja și-au schimbat de câteva ori intenția de a face ceva. Cum să facem totuși pace cu noi înșine? În primul rând să ne gândim că ăștia suntem noi. Atunci când ies lucrurile bune, nu mai discutăm, pentru că dacă ies bine, bineînțeles că cei din familie nu o să spună că e meritul tău, e meritul altuia, nu-i problema asta. Dar atunci când ies rău, ce ne facem? Atunci când ies rău lucrurile și cred că în marea majoritate a situațiilor lucrurile n-au cum să iasă bine, trebuie să avem niște strategii pe care să le punem la punct în vreme de pace. Și anume, când vine starea asta în urma unui eșec, nu neapărat trebuie să ne aducem aminte că niciun eșec nu există de fapt, asta ne vom da seama mai târziu când vom fi calmi, dar să spunem, da, ăsta sunt eu, am greșit, conform proverbului, capul face, capul trage, și merg mai departe. La ce îmi folosește mie dacă mă voi certa în continuare cu mine, îmi voi consuma energie astfel încât să nu mai am vlagă, să nu mai am putere de a merge înainte. Așadar, încet, încet, toată pacea cu noi înșine începe cu îngăduința. Cum pot eu să-l îngădui pe cel de lângă mine dacă pe cel din mine nu pot să-l îngădui? Și atunci este prioritatea numărul unu, să ne îngăduim pe noi înșine. Acum, iar este o mare problemă. Putem să cădem în patima automulțumirii, care iar nu vă lasă să plecați cu ea acasă, crezând că gata, acum eu sunt ăsta și mergem mai departe. Nu, să ne străduim să nu mai fie așa. Nu să ne automulțumim, să ne automângâiem, ei lasă, poți să iasă bine, că vedem noi că poate, adică nu te învăța tu nimic și când te duci la examenul de admitere o să spui, lasă că dacă n-am intrat aici înseamnă că nu eram pentru asta și o să găsesc eu în altă parte. Nu, tată, asta poți să o zici numai după ce ai învățat perfect, după ce erai pregătit și ai avut un șoc. Asta da, da, nu îmi spune tu mie că n-ai pus mâna pe carte și te duci acum la BAC, apropo că mâine sunt, nu-l lași nici pe frații ăștia să se ocupe de somn la noapte. Mâine este ultima probă de BAC. Sesiunea de toamnă, știți că toamna se numără bobocii. Degeaba să bucurau ei în luna martie, aprilie, mamă, gata, toată materia o știu. Așa cum ne bucuram noi când vedeam curtea plină de boboci, de gâscă și de rață, de o zi, două,
Și până toamna număram pe degete câți boboci mai aveam. E de aia să număr boboci toamna, nu primăvara. Și rezultatele la fel se numără. Și restanțele, să știți că tot așa se numără. O să avem o rugăciune pe cei care sunt în examene mâine, ca să știe că ne-am gândit la ei. Iubiți credincioși, toată povestea cu pacea de sine, să știți că trece prin conștiință. Se spune că odată, un nene care nu fusese deja în ținta poterei, adică nu venise fis cu anaful peste el, dar avea el o problemă de conștiință și s-a dus la bancă și a depus o anumită sumă și a scris acolo un bilețel. Am depus această sumă pentru că nu prea dormeam noaptea. Dacă nici la noapte nu o să dorm, vin și pun și restul. Discuția cu conștiința noastră este una foarte cinstită, foarte la obiect. Și dacă avem în vedere să ne împăcăm cu noi înșine, să știți că în noi nu sunt numai doi, sunt mult mai mulți. Există și un arbitru care dă dreptate când unuia, când altuia. Pe lângă acest arbitru există și o comisie întreagă. Se spune că odată era un judecător care dădea dreptate la toți. Știți, asta poate să fie și conștiința noastră. Venea unul și spunea păstru și domnule, știi că ai dreptate. Mai venea celălalt și spune, domnule, știi că și mă ai dreptate. Și la un moment dat s-a dus unul să-l cerceteze. Băi, dar ai vreun criteriu totuși, toată lumea are dreptate, chiar așa să fie? Păi cum adică? Și uite, eu am înțeles că dacă vin două părți într-un caz antagonic, bineînțeles, își prezintă situația, matale zici că unul are dreptate, vine celălalt și zici și lui că are dreptate. Și la care se întoarce să zice, domnule, știi că și matale ai dreptate? Vedeți că în această situație ne aflăm și noi. Păi dacă suntem noi cu noi înșine, cum o să vorbim cu conștiința dacă nu avem un anumit antrenament? Cred că acum vreo 18-20 de ani mă întreba cineva care era o funcție foarte mare, o fiică duhovnicească, Elena Sportiva, cum zicea părintele Seni, ce părințelu, stau așa și mă gândesc la câte se întâmplă pe lângă mine, am fost trasă de mânecă, să vând aia, să vând aia, că n-am dat nimic. Am conștiința împăcată, dorm liniștită. Dar uite, spun o întrebare. Cum ar putea să doarmă, domnule, nemernici ăștia care au vândut cu tare și au vândut cu tare? Zic, soro, hai să spun ceva. Ăștia dorm mult mai liniștiți. Cum adică? Acum vă imaginați că totuși eu eram mai tânăr decât acum, dar aveam autoritate duhovnicească. Și când era, cred că, gata să zică, părințelul, lasă-mă în pace cu de-astea, am spus, da, pentru că totul depinde de conștiința fiecăruia. Tu dacă ai face o cutime mai la stânga sau la dreapta, n-ai putea să dormi nu o săptămână, un an de zile, până n-ai repara și până nu ți-ar părea rău încă 3 ani de zile după ce ai făcut ce ai făcut. Dar ei nu au această povară, pentru că pentru ei deja sunt alte principii pe care nu consideră că le mai încalcă, ci chiar e o virtute atunci când se întâlnesc unii și alții. Bă, eu am reușit să vând combinatul de la Galați, tu n-ai reușit decât pe ăla de la Reșița. Te-am luat. Copii, problema nu este cu ceilalți, este cu noi. Nu mă interesează pe mine dacă doarme celălalt liniștit sau nu. Acum și cu dormitul iar e o problemă, că dacă stai și te gândești că de fapt cel care face gălăgie se duce acasă la el și e liniște și doarme și pe tine nu te lasă în pace, e altă poveste, dar nu despre asta vreau să vorbesc acum. Un om este liniștit chiar în mijlocul viforului și al gălăgiei de lângă el. Pentru că dacă el are o conștiință că inclusiv ceea ce se întâmplă în jurul lui și nu-l lasă în pace, este o lecție pe care dacă nu o învață în noaptea asta, nu învață nici noaptea viitoare, ea se va repeta atâta vreme cât el n-a învățat-o. Nu se va repeta la nesfârșit. Se va repeta până când vei învăța o lecție. Și atunci o să ziceți, bine, părinte, dar ce să învățăm? Să trăim așa? Da, pentru că un om care vrea să trăiască frumos nu este dependent de toanele altuia.
un om care vrea să trăiască frumos și în liniște, trebuie să-și facă liniște în primul rând la el în cap. În momentul în care îți faci liniște la tine în cap, cu siguranță Dumnezeu transmite și celorlalți din jur să te lase în pace. Numai că noi, în general, spunem așa, liniște, gata, să mă concentrez. Nu, situația este chiar inversă. Întâi să mă concentrez eu și apoi se va face liniște. Pentru că dacă nu suntem în stare să emanăm din noi starea de pace, păi invers nu va fi niciodată. Nu o să vină nimeni să se dea la o parte, domne, treci dumneata. Nu. Nu vă amăgiți că cineva o să vină să vă facă cadou fericirea. Doamne ferește, nu. Apropo, aveți grijă de fericirea dumneavoastră. Mulți vor să vă fure. Toată lumea vă vrea binele. N-ați auzit expresia asta? Da, adică bine pe care le aveți, vrea să-l ia celălalt. Cam așa se traduce. Dacă n-ați adus până acum, vă spun eu. Toată lumea vă vrea binele. Așadar, nici binele ăsta nu trebuie să fie expus așa prea la vedere, pentru că s-ar putea să devină o țintă pentru ceilalți și cei care vor azi, vor mâine, vor poimine, până la urmă vor obține să vă ia binele. Vă să zică, suntem în fața unui om care vine la Mântuitorul să-și mărturisească ce? Viforul din sufletul lui. Și anume, îl chinuiește rău, spune tatăl copilului. Și de multe ori îl aruncă în apă și de multe ori în foc. Păi ce înseamnă asta? De multe ori îl aruncă în apă. N-ați văzut copiii care la un moment dat se întorc cu spatele și nu mai vorbesc? Asta este deja dovada faptului că ei s-au răcit. Nu-i mai interesează nimic. Alte ori n-ați văzut copii care de-abia așteaptă să deschizi gura și să înceapă să se certe? Înseamnă că s-a înfierbântat. Deci îl aruncă când în apă, când în foc. Ei, aruncarea asta în apă și în foc este de fapt sufletul nostru care te face să te apropii de cei care au aceleași vicii cu tine și să fii indiferent față de cei care nu au viciile tale și să spui, e, nu ne interesează ăsta. Fiți foarte atenți, pentru că omul acela cu sufletul lui de mână suntem noi, care alergăm în fața Mântuitorului și ce îi spunem? Am fost și la ucenicii tăi și n-au putut să-l scoată. De ce n-au putut să-l scoată? Sau ce înseamnă această situație că am fost și la ucenicii tăi? Da, m-am arătat la doctor, m-am arătat la vecini, am zis în stânga și în dreapta și n-au putut să mă ajute. De ce? Pentru că acest neam de diavol nu este decât numai cu post și cu rugăciune. Lucruri care nu sunt exterioare. Să nu credeți că a sta în genunchi și a citi non-stop acatiste înseamnă rugăciune. Să mă ierte cei care au obiceiuri de genul ăsta sau cei care mă pot judeca mai sus, n-au decât să o facă, să mă cheme să dau mărturie. Această rugăciune este exterioară. Rugăciunea din suflet este una interioară. Să nu credeți acum că s-au tipărit acatistele degeaba. Nu, alea sunt pentru biserică, pentru slujbile pe care le facem. Nu confundați lucrurile exterioare cu lucrurile interioare, de suflet, de inimă. Am fost acuzat acum vreo câteva zile, când era și ziua mea, de fapt, de Sfântă Mărie, că am vorbit despre altceva decât să vorbesc despre Maica Domnului. Și am rămas stupefiat, pentru că eu numai despre Maica Domnului vorbesc mereu. Cred că v-ați dat seama că atunci când plâng la un acatist, la un acțion, asta e o rugăciune interioară. Atunci când vă vorbesc ceva frumos, este o vorbire despre Maica Domnului. Dar nu că trebuie să explicăm foarte clar, dacă e un praznic al Maicii Domnului, trebuie să vorbim numai de Maica Domnului. Dar Maica Domnului, dacă nu este trăită interior, este numai într-o icoană și ne apropiem de ea numai când stăm în genunchi la un acatist, să știți că e departe Maica Domnului. Maica Domnului ne vrea, așa cum zicea Părintele Asenie, tată, a întrebat cineva, un duhovnic, cum pot să fiu un fiu al Maicii Domnului, o fiică a Maicii Domnului? Și a spus, ca să-mi fie Maica Domnului mamă. Deci, ca să-ți fie mamă, străduiește-te să fii tu fiică. Cam așa stau lucrurile. Iubiți credincioși, aș vrea să închei prin a ruga pe Maica Domnului și pe toți Sfinții
să ne arate o oglindă, nimic altceva. Și atunci vom vedea ce ne lipsește. Dacă noi ne vom uita numai și numai spre cer și numai prin glasul rugăciunilor altora și noi ne vom uita la noi, care avem un metru etalon deformat de cele mai multe ori, cu siguranță că nu avem cum să măsurăm celuilalt ca să poată să-și confecționeze un veșmânt frumos și ca să-i ajungă. Dacă îi vom măsura cu metrul nostru ăla mititel, o să se îmbrace și o să râde toată lumea de el. O să fie o figură jalnică, nu o să-i ajungă ori de o mânecă, ori de un crac de pantalon, ori de un batic, nu o să-i ajungă. De ce? Pentru că noi nu am fost în stare să ne facem metru etalon la dimensiunea la care el trebuie să existe. Iubiți credincioși, cred că Tatăl, cu Fiul acela de mână, a venit pentru noi să ne spună, să ne arătăm cui trebuie conștiinței noastre, care ne va duce cu siguranță la Dumnezeu, ca să spunem: Doamne, ajută pe Fiul meu. Așa să ne ajute Dumnezeu.